Am să rog pe domnul inginer să vină cu acest să mă ajute cu un microfon, pentru că am o surpriză pentru dumneavoastră. Așa, vină cu microfonul încoace, adu-l și pe celălalt. Mersi, bravo. Îl mai înalt ăsta, că e cineva care... Mă rog, e bine. Da. Mersi, vii sau nu vii? Hai, vino, vino. Nu te supăra. Băi, n-am înțeles, băiatul, i-am vorbit în engleză, că dacă vrea în românește. Mă, băiete, mă, adu microfonul încoace, mă. Nu știe, mă rog. Dragii mei, acum o să fiu altă persoană. Eu sunt soția lui Babone Zanfir. Babone Zanfir este liderul halterofililor. E un lider extraordinar, da. Acum el se odihnește la Băile Herculane, dar mi-a dat un telefon. Se mutura un coleg de-al lui care a avut o întindere de mușchi. Biceps, triceps, nu știu, mă rog. Și să văd cum se mai simte bietul halterofil. Dar eu, zăpăcită cum sunt, am rătăcit adresa. Nu-i nimica, stă pe undeva prin cartierul ăsta, așa că o să-l găsesc eu. O să-l recunosc după fizică, trebuie să aibă fizică de ridicător de greutăți. Aveți răbdare, imediat. Nu. Nu știți cum se face o supă cu găluște? Lăsați-mă uite-o în cartea de bucate. Ce vreți? Nevastă mea nu-și mai vede capul de când se ocupă cu politica. Toată ziua e la dispoziția liderului formațiunii politice din care face parte. Dar face totul cu pasiune. De-aia și a fost ridicată sus, sus de tot, tocmai în Camera Deputaților. Și de atunci când vin acasă, eu gătesc, eu spăl, eu șterg praful, eu le fac pe toate. Asta trebuie să fie, că are fizic de ridicător de greutăți. Bună ziua, Hercule! Să rămână, doamnă! Bună ziua! Cum stai cu mușchii? Păi, azi nu gătesc mușchi, azi fac chifteluțe marinate. Îmi pare bine că ești vesel și bine dispus. Mensana in corpore sano. Adică, da, cu cine am plăcerea? Eu sunt soția lui Babone. A lui Babone? Da. Babone. Care Babone? E cum care Babone? Liderul formației, unul este lider. Sau am greșit adresa? Nu, n-ați greșit adresa. Știu cine este liderul, doamnă. E o forță. Nu-i așa? Mai rar atâta putere de muncă. Mamă, ce putere are! Am toată stima și considerațiunea pentru idealurile dânsului. Vă mulțumesc. Dar de ce nu o las pe Florentina în pace? Dar cine este Florentina? Soția mea, doamnă. Și ce-i face soțul meu soției dumitale? Vai de mine! I-a răvășit mințile complet, doamnă. Babone! Liderul, doamnă, a devenit fanatică. Ce-i drept este însă că dânsul a ridicat-o pe Florentina. A ridicat-o pe soția dumitale? Sus, sus, sus de tot. Dar ce, domnule, n-avea alte greutăți? Are o mulțime de greutăți. Dar de ce trebuia să o ridice pe soția dumitale? Păi asta a fost plăcerea dânsului. Ia auzi. Da. Și câte kilograme are doamna Florentina? A, e ușurică, doamnă, să tot aibă 45-50 de kilograme. Dar ce poate să se îngrașe, doamne, la cât o aleargă soțul dumitale? Cum o aleargă, domnule? Tot timpul o freacă toată ziua, doamne. Cum o freacă, domnule? Nu, că ea nu se supără, îi place. Ce-i place, domnule? Să se dedice idealurilor soțului dumitale. De aceea ei doi zi de zi, oră de oră, nu precupețesc niciun efort. Și eu care credeam că e la antrenament, dar el era cu soția dumitale. Tot timpul, doamne, trag amândoi ca disperații, doamne. Eu sunt un bărbat moale, doamnă. Eu nu pot să fac ceea ce face soțul dumitale cu soția mea. Neata, poți? Eu pot. Dar l-am amenajat. Că am văzut că vine acasă mort de oboseală. Și nevastă mea, după ce se întâlnește cu soțul dumitale, vine acasă stoarsă ca o lămâie. Și unde se întâlnește soțul meu cu soția dumitale? La cameră. De când? Păi de aproape 3 ani de zile. Azi de 3 ani se întâlnesc la De cameră. Peste 3 ani de zile. Și n-a dat nimeni acolo peste ei, domnule? Ba da, doamne, a dat opoziția peste ei. În ce poziție, domnule? Propriu zis, erau independenți. Care independenți? Că al meu era însurat cu mine. Păi și abia cu mine.
Și câte poziții din astea sunt? Sunt mai multe, doamnă. De centru, centru stânga, centru dreapta. I-au trecut de la centru la centru dreapta. Să le fie rușine. Ba să nu le fie, doamnă. Pentru că în tot ceea ce fac nu sunt nici oblici, nici orizontali. Dar cum sunt? Verticali. Au verticalitate și transparență. De ce dracu nu trag transparentele alea dacă așa ceva la cameră? Păi ca să le se vadă clar poziția. Și le vede așa, nu-i huiduie. Mai huidu câteodată, mai huidu. E și normal ca în asemenea momente să apară și niște convulsii. Au și convulsii. Au. Nerușinați. N-aș fi crezut că soțul meu poate să ajungă într-o asemenea stare de depravare. N-are niciun Dumnezeu. Pare, doamnă, are. Că nevastă-mea l-a analizat bucățică cu bucățică. Și a dat seama că e și creștin și democrat. Domnule, dar nimic nu-i scapă soției dumneavoastră. În privința liderului. Nimic, dar știți ce-i place cel mai mult la dânsul? Ce-i place cel mai mult la el arzălar focul? Nu că-i place, doamne, e fericită că nu are limbă de lemn. Uite ce calități are scârbosul. Are, de-aia nevastă-mea s-a lipit de tot. Dar mi-e milă de ea, doamnă. Nu-ți mai fie milă care grijă bărbatul meu de Dunei. Da, dar nu știți ce-i fac alții. Mai există și alții? Păi da, toți trag de ea, doamnă. La ora asta cred că o implementează. Bărbatul meu! Nu, doamnă, el o acoperă, alții o întorc pe toate părțile. Ce-i fac, domnule, o întorc pe toate părțile? Deci dă-i numai înțepături. Ce acceptă? Acceptă, dar le trage și ea niște contre de nu se văd. Și tare îți convine chestia asta? Pe cum să nu convine dacă mi-aduce 150 de milioane pe lună? Ești pește. Nu, doamnă, sunt scorpion. Greva dumitale de eu pe al meu, nu-l ierți. Păi, doamnă, măcar dumneavoastră iertați-l, că sunt unii care îl înțeapă toată ziua. Și el se lasă? Se lasă, dar le-o trage și el de nu se văd. Te bănuiești că-i și place. Nu-i place, doamnă, îl doare. Dar le-o trage și el de usturul de nu se văd. Doamne, n-aș fi crezut că soțul meu va să ajungă într-o asemenea stare de depravare fizică și morală. Păi, doamnă, dar cum vorbiți de soțul dumneavoastră în halul ăsta? Nu știți ce carismă mare are. E de al dracu ce avea și eu nu știam. Nevastă-mea știți ce e carismă, doamnă, talent, profesionalism, punctualitate. Da, o judecată cu toată carisma aia lui. Să nu faceți, dar nici nu puteți care imunitate. Nu-mi pasă, domnule, eu îmi fac singură dreptate. Spune-mi unde sunt, unde-i camera aia. La Parlament. Păi, nevastă-mea e camera deputaților și soțul dumitale la Senat. Adică nu sunt împreună. Nu, doamnă, se întâlnesc numai când se reunesc camerele. Domnule, dumneata, nu faci parte din lotul de halterofile al soțului meu? Nu, doamnă, eu sunt contabil. Soția dumneavoastră e deputat. Exact. Și liderul este președintele partidului în care face parte. Exact. Doamne, ce zăpăcită sunt. Exact. Cum am putut eu să cred așa ceva despre soțul meu, care este un sfânt? Dar și nevastă-mea e o sfântă, doamnă, se omoară toată ziua cu ofurile cetățenilor. Omoară degeaba, domnule, că prețurile astea i-au omorât pe cetățeni. Păi, dar nu ei sunt de vină, doamnă, opoziția. Opoziția ce face? Nici o brânză. Brânză, 25 de lei. Accept, fac Florentino când vii acasă. Carnea. S-a scumpit și asta, accept, fac Florentino când vii acasă. Lumina. S-a scumpit și asta, accept, fac Florentino când vii acasă. Gazul. Și ăsta se scumpește, accept, fac Florentino când vii acasă. Ce-i faci, domnule, ce-i faci? Paparaj cu smântână, supă cu găluște și chiftăruțe marinate. Stella Popescu și Alexandru.